Bate palma. Ei, ce faci? Pa. Dragii mei, am o cafea aici și în față un M5. Lejereanu, Craiova. Vremea este frumoasă afară. Da. Guys, deci gata, am terminat treaba în centru și oficial astăzi este prima zi în care am pornit AC-ul. Uitați, am apăsat pe butonul ăsta AC-ul pentru că este cald afară. Ceea ce este foarte. Am mers astăzi doar pe jumătate de full că bugetul este slab. Gata? Da. De ce? Gata. Nu. Mai spune ceva. Bă, în cazul în care vrei să... Probabil vă întrebați de ce nu-mi filmez cu camera principală, pentru că iarăși mi-am uitat cardul acasă, așa că mergem acum să luăm cardul. Bam! Oricum și cu iPhone-ul e calitate ok pe lumina naturală, dar mă deranjează sunetul. Are un microfon de căcat, băga mea și picioarele în el. Yeah. Haideți, dragilor, să vă arăt un bolid. VMX-ul mic. Pam, pam, pam. Am cumpărat Nutella pentru că Nana ne-a făcut niște clătite foarte bune. Salut, Alfi. Alfi, vrei Nutella? Vrei? Haide, ia Nutella. Hai, ia Nutella. Credeți că nu? Îmi place Nutella. Am făcut duș și am mâncat. Hai, hai, fii, fii, fii. Fii cu ăla, fii cu ăla, hai, fii cu ăla. Hai, fii cu ăla, să vedem cum face. Hai, Sara, fii. Fii, mă, cu ăla. Fii. Nu, hai că am Nutella în mână. Alfa! Oh, cum a sărit, ai văzut? Hai, fă-i, fă-i cu ăla, te rog. Hai, mă, fă-i un pic, fă-i așa pe jos. Hai. Fă-i, fă-i până-l mușcă. Hai, unde pleci? Unde pleci? Merge. Am cumpărat Nutella, ce părere ai? Nana, am cumpărat Nutella. Deci am cumpărat, oameni buni, Nutella. Să mâncăm aici cu aceste clătite gigant făcute de Nana. Nana are talentul de a face niște clătite foarte mari. Poftă bună, Alfi, hai mănâncă. Mamă, ce faci? Ce, vrei 15 lei? Poftim aici, 15 milioane, cred că ți ajung. Ce? 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 Astăzi sunt un barba. Astăzi sunt un barba. Alfi, la 6. Lisa, fata, fati, odo. Bă, ce dracu, invidia asta în tine de câine. Fie cum faci cu, arată cum faci cu fund. De fund. Oh! Nana, e gata pilaful? E gata? Mamă, dar pusă-și mult, vere. Pusă-și mult. Și eu știu să gătesc pilaf. Eu îngătesc acasă. Știi cum îngătesc? Știi cum îngătesc acasă? Sun la pizza și comand. Gata, am gătit pizza. Uitați-vă la golanul ăsta veni. Alfi, ia uite. Astăzi dăm și sper să nu am. Hai, vine un ca iubire. Bună, bun, bun, bravo. Mie la clătită îmi place să mănânc doar miezul cum ar fi, fără marginile astea. Așa că le desprind, marginile dau la câini și mănânc doar miezul care e plin cu Nutella. Deschid telefonul și vă notificarea asta de aici. Mersi, Adrian, te aștept pe la Craiova. Mă duc la apartament, mama, că a venit domnul Gureanu cu ăla termostatul. Nu mai am. Mamă, mă omor când faci așa. Mă duc la apartament, să montez o chestie, mă duc la Clibby House să montez o chestie. Hai, mama. Și mama trebuie să-mi dea ceva. Eu nu mai suport ce se întâmplă pe strada asta. Sunt foarte, foarte multe mașini. A, apropo, dacă vezi ochelari de ăștia mișto, care o chestie asta ca lumea rău de tot pe margine, ai un link jos în descriere. Bate palma. Ei, ce faci? Bine, pa! Pa! Era o fetiță care m-a întâlnit mai demult în parc aici și m-am un clip. Salut! Deci aici am firul ăsta, o să băgăm termostatul. Deci am plecat iarăși până acasă să iau banii pentru termostat, pentru că evident este imposibil ca eu să nu uit ceva. Am uitat banii, așa că mă duc din nou să iau. Bravo, Marius! Dar cel puțin este ziua asta minunată care ne motivează. Iar chestia asta de pe mână pe care o aveam acum ceva săptămâni a început să dispară în urma unui tratament cu niște creme foarte... cu niște creme extrem de hidratante. Deci am plecat iarăși până acasă să iau banii pentru termostat, pentru că evident este imposibil ca eu să nu uit ceva.
am uitat banii, așa că mă duc din nou să iau. Bravo, Mario. Și cum v-am zis, dragilor, m-am dus acasă să iau bănuții și m-am întâlnit aici cu, cum te cheamă? Mario. Mario? Știi că Mario în italian înseamnă Mario? Da. Ai canal de YouTube? Cum te numești pe YouTube? Luis Barbu. Subscribe la Luis Barbu aici. Mario Ken. Mario Ken. Bă, băieți, îmi pare bine că m-am întâlnit, mă duc că mă grăbesc, bate palma. Yep. Yep. Bate tare. Pam. E. Hai, ne auzim. Pam. 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 Deci căutați acolo băieții pe YouTube. Eu nu-i cunosc, dar am cunoscut acum și par super de treabă. Și acum din nou direcția apartament. Înapoi la apartament. La clickbait house. Guys, nu uitați că acel concurs în care puteți să câștigați o cană hashtag maineză sau un tricou hashtag maineză aproape s-a încheiat. Dacă nu știți despre ce este vorba, vezi ca în descriere un link care te duce la clipul unde eu explic concursul. În cazul în care nu te-ai înscris, înscrie-te pentru că virgulă concursul este pe final. Guys, vedeți că am postat pe comunitate chestia asta de aici. Și anume că la 300 de like-uri îmi vopsesc barba. Așa că acum mergem să îmi vopsesc barba. Indicat ar fi să stați cât mai geană pe comunitate și să apăsați clopoțelul acela lângă și să apăsați butonul de subscribe și clopoțelul, pentru că postez destul de des pe comunitate, tot felul de provocări și tot felul de anunțuri pe care nu le postez nici pe Facebook, nici pe Insta. Deci așa că omoară, zdrobește butonul de subscribe și clopoțelul. Clopoțu! Să mergem să mă tund. Și desigur să mă opresc și barba. Aici mă tund eu, la Vinti Salon. Deci am ajuns la tuns acum, sunt aici la Vinti Salon și ne pregătim să tundem barba și să o vopsim. Da, sigur. Deci acum stăm la etapa cu lama, oameni buni. Deci, oameni buni, ia uitați barba. Acum are vopsea pe ea și când o dat jos o să fie toată neagră. Gata, guys, am făcut-o și pe asta. La Vinti Salon m-am tuns. Dacă vrei tu să te tunzi aici, oamenii tund foarte bine. Eu aici mă tund de câteva luni și personal sunt super mulțumit. Pentru programări, ai Facebook de la Vintage Salon jos în descriere. Salonul se află pe Calea București, la zona Institut. Cei care sunt din Craiova știu treaba asta. Guys, aici se încheie și de aici vlogul de astăzi. Oh. Vai, nu cred, am confundat mașina, deci am crezut că ăsta e Clio-ul meu. Vai de capul meu, Clio-ul meu e aici. Care avea șansa două Clio-uri identice în același loc? Fuck! Așa, Clio-ul meu e aici. Guys, ăsta a fost ideile vlogul de astăzi. Mersi mult că te-ai uitat și încă o chestie. Oameni buni, la 5000 de like-uri la acest videoclip îmi vopsesc părul în cenușiu. Sau mă rog, argintiu. Deci la 5000 de like-uri la acest videoclip părul meu va fi vopsit în cenușiu, în alb, alb cenușiu, mă rog, culoarea aia. Alb cenușiu, știți voi cum arată, de la 5000 de like-uri. Nu uita că te pup, nu uita că te respect. Pa!